Azi noapte s-a blocat circulația minute bune la intrarea în municipiu. Un accident grav a fost sesizat prin apelul 112 produs pe raza cartierului Drăgoieni, aproape de miezul nopții. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, dar și ambulanțe pentru acordarea primului ajutor. Un biciclist a fost lovit de un autoturism în timp ce se deplasa dinspre Târgu Jiu spre Scoarța. Din cercetările oamenilor legii, se pare că șoferul unui autovehicul, în vârstă de 54 de ani, se deplasa în aceeași direcție cu victima. Fie din cauza întunericului, fie din neatenție, șoferul l-a acroșat pe biciclistul în vârstă de 59 de ani, iar acesta s-a izbit de asfalt. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat zadarnic să-i acorde primul ajutor. Din păcate, manevrele de resuscitare au eșuat, fiind constatat decesul bărbatului. Șoferul autovehiculului a fost testat etilotest, iar rezultatul a fost negativ. La data de 1 august anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza localității componente Drăgoieni a avut loc un eveniment rutier. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că un bărbat de 54 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Drăgoieni din direcția municipiului Târgu Jiu către comuna Scoarța, a acroșat un bărbat de 59 de ani din municipiul Târgu Jiu care se deplasa cu o bicicletă în fața sa în aceeași direcție. În urma impactului, biciclistul a căzut pe partea carosabilă suferind vătămări corporale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.